Bună, bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi gătesc gulaș cu carne de porc. Într-o oală voi pune cele 3-4 linguri de ulei. Ceapa. Adaug pe rând sarea. Chimenul. Cimbrul. Usturoiul, ardeiul iute, și boia dulce. Adaug morcovul. Ardelul gras. Sosul de roșii. Las totul la fiert pentru o oră. Acum este timpul să adaug cartofii. Și mai las să fiarbă pentru încă 30 de minute. Gulașul cu carne de porc este gata. Eu am făcut și niște găluște din griș, dar puteți face, dacă vă place, cu făină. Se poate servi cu pâine caldă. Eu vă doresc poftă bună și ne revedem data viitoare cu o nouă rețetă.